Suntem în drum spre stâna lui Burnei, de unde plecăm spre vârful Moldoveanu. Cam așa e drumul, vreo 30-35 de kilometri. Nu ne-am ales mașina potrivită pentru drumul ăsta, dar e ok. Merge, până la urmă. Se merge cam încet pe aici cu mașina, dar ce se face așa când nu ai jeep sau ceva mai adecvat. Asta e drumul. Am ajuns la stâna lui Burnei. Mai sunt mașini pe aici. Hai că fetorul nostru a ținut. Și acolo e muntele. O să ne vedem pe drum. Am mâncat puțin. Am băgat ceva dulce. Și acum începem să urcăm. Să vedem cum o să fie, să ne crește ceasul. 12:35. Să vedem cât facem până sus. Priveliște care e super mișto. Stâna lui Burnei aici. Am plecat cu hanoracul pe mine, dar e cald. Am mers vreo 7 minute și m-am încălzit. E super mișto priveliștea. O să-mi dau ăsta jos și dau o gură de apă. În 15 minute cât am mers până acum, e destul de accesibil traseul, dar dacă n-ai nicio treabă cu sportul, chiar nu ți-l recomand. Că uite ce urmează acum. Partea asta e mai dificilă, dar după ce ajungem acolo, o să fie mai drept, mai lejer, cam vreo 40 de minute așa. Dar avem până acolo de urcat ceva. Am văzut un șerpe, cred că e viperă. Vezi că e un șerpe aici. Da, deci aveți grijă la șerpi, cred că era o viperă aici. Dar nu mai văd că s-a ascuns. Poftim? Nu. Filmez. Ai altceva. Deci, atenție la șerpi. E destul de abrupt aici. Da. E șerpuit drumul. Și mai puțin până ajungem acolo sus. Am scăpat și de șarpe. Și eu și colegul. De aici se vede locul unde am parcat mașinile. Cam aici. Aici e cam abrupt. Trebuie să fii atent cu ei pe marginea asta. Și aici e râpă. Cred că o să facem o grăbă până sus, că al meu coleg se mișcă greu. Pauze dese și lungi. Și trebuie să stau și după el. Asta e. Mișto rău aici. Se pare că iar am trecut. Nu mai am pauză.
Pe aici am parcat mașinile și am mers cam o oră până acum. Și mai avem până pe platou, unde e mai drept. Cam așa se vede de aici. Uite și cascada. Am mers cam o oră și un sfert. E destul de greu traseul pentru cine nu are antrenament. Și dacă nu aveți ceva legătură cu sportul, să nu veniți mai aici, că e destul de greu. Dar să mergi foarte încet și să faci o grămadă. Mai avem ceva până acolo, la platou. De acolo să vedem mai fi. Destul de abrupt aici. Colegul mai întârzie. Și mai am de urcat până sus aici și ajung la un platou care e mai drept așa. Și pot să merg mai lejer. Uite colegul tocmai unde e. Acolo jos, în vale, e punctul de plecare. Și cam aici sunt acum după o oră jumate. Am mers mai încet că m-am zis din cauza colegului care încă e la vale. Și mai am dealul ăsta, muntele ăsta din spatele meu. Acolo e platou. Pe aici trebuie să fii puțin atent, că dacă e să aluneci e nasol la vale. Dar cred că poate să treacă oricine destul de ușor pe aici. Și după aia pe aici și sus. Și aici trebuie să fii atent până să ajungi pe platou. Că e destul de abrupt și dacă aluneci e greu. E chiar periculos aici, trebuie să fii atent. Uite cât de abrupt e. Și să nu ai probleme cu înălțimea prea mult. Mai am foarte puțin până la platou, la Valea Frumoasă, cum spune aici. Și deja cred că văd vârful. Ăștia sunt vârful Omul și vârful Moldoveanu. Să vedem cât mai face până acolo. Am ajuns pe platou aici. Și acum e mai ok drumul. Sunt și măgărușii de care spune toată lumea. În fața acolo îi văd. Și o să-l aștept și pe colegul și merg mai departe. Foarte mișto aici. Chiar merită. Și totuși uite cam cât mai e de urcat până acolo. Cred că vreo 2 ore cel puțin. Uite cât de mișto se vede. Am desfăcut și un energizant ca să bem acum cât e drumul mai lejer. Și ne așteaptă vârful acolo sus. Și măgarii mai în față. Foarte mișto. Chiar e super. Uite și măgărușii. Haideți mă, veniți încoa. Nu vor. Nici noi n-avem timp să stăm de ei. Și
nu aruncați gunoaie pe aici. Luați-le cu voi. Dacă vreți să vezi zăpadă în luna august, uite aici. Mai am cam 2 ore, dar din păcate pierd mult timp după colegul, că tot îl aștept și tot are o grămadă de întârziere. Cu toate că stau și l-aștept, dar greu. Am greșit și drumul. Am revenit la drumul cel bun. Eram pe cealaltă creastă. Și acum e bine. Văd că mai sunt oameni acolo pe creastă care coboară. Cred că o să facă târziu. Sper să nu ne prindă noaptea. E foarte mișto aici. Dar asta trebuie condiție fizică neapărat. Și mai avem o grămadă. De aici urmează partea cea mai grea, până pe creastă. Sunt curios cum o să fie. Acolo trebuie să urc. De aici se vede super mișto. Se văd localitățile. Wow! E super aici. Și e cea mai periculoasă porțiune. Da. Frumos, dar periculos. Dacă nu mă înșel, Transfăgărășanul e undeva pe dreapta, pe aici. Sper să nu mă înșel și să fie pe stânga. Oricum, e foarte aproape. Din poziția asta pare imposibil de ajuns, dar sunt sigur că e un traseu destul de accesibil. Dar să vedem. Chiar nu se vede nimic ca... Deci poți să spui că merge, da? Uite, traseul pe jos pe aici. Și cred că facem stânga, nu știu. O să ne uităm după aia. Uite că stau după colegul și încă n-a apărut. A pierdut cel puțin o oră până acum. Da, deci l-am așteptat pe colegul care până la urmă a abandonat acolo pe creastă, pe o oarecare creastă. Și acum mă duc singur. Dar unde naiba mă duc așa pe jos? Ciudat, acum cobor. Da, continui singur și să fiți atenți că iar am greșit traseul. Acolo unde-i indicatoarele alea. Să ziceți, se schimbă semnul, nu mai mergi după triunghi, mergi după semnul ăsta, faci stânga. Deci se schimbă, triunghiul duce în altă parte după aia. Succes! Bă, ce să zic, e destul de complicat să urci. Uite cam cum arată. Deci pe aici trebuie să urci și mai am ceva. Dacă vă e teamă de înălțime, vă recomand să nu veniți,
că și mie mie, dar nu dau înapoi. A venit până aici, ar fi păcat mare să nu urc. Stai Dumnezeu. Se vede frumos într-adevăr, dar aici oi și mai am până aici. Sper că a trecut partea cea mai grea, că e urât rău aici. Nu te aștept să fie atât de periculos, dar am ajuns aici. Să vedem la coborâre și acum pare mai ok, să sperăm că așa o să fie de acum încolo. Asta e traseul. Mai e puțin. Sunt pe creastă, mai am până acolo unde se vede vârful. Dar sincer e destul de înfricoșător. Vârful Moldoveanu e aici. Se vede. Treaba e că trebuie să trec pe creasta cealaltă pe aici. Și e destul de periculos, dar trebuie să fim atenți. Să fiu, de fapt, că sunt doar eu. Am rămas singur. Am trecut de niște lanțuri, m-am ținut de ele. Mai am câteva lanțuri pe aici. E destul de interesant. E frumos. Dar, sincer, nu cred că o să mai fim pe aici a doua oară. A fost o experiență, adică încă este destul de incitant. Încă o dată vă zic, dacă vă e teamă de înălțime, să nu veniți. Chiar nu vă recomand, că v-am spus și mie mi-e teamă și da, am mai spus că nu o să mai fac traseul ăsta niciodată. Dar acum trebuie să termin. Mai am puțin. O să termin, că n-am încotro. Uite, acolo se vede unde trebuie să ajung, vârful Moldoveanu. Și după aia înapoi. Și gata. Cred că am ajuns. E destul de urât aici, ca poziție.